Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună harissa și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de ardei iute roșu, 1/2 kg de ardei capia, 2 căpățâni de usturoi, 200 ml de oțet, 100 ml de ulei, o lingură de cumin, sare, coriandru și o linguriță de piper. Pentru început vom pregăti ardei iuți și voi tăia prima dată codița, apoi tai ardeiul în jumătate pe lungime. Și cu o linguriță voi scoate semințele și nervurile. Vă recomand să folosiți mânuși, pentru că vă vor ustura mâinile. După ce am scos semințele, vom tăia ardeii în bucăți destul de mici, pentru a fi mai ușor să-i blenduim la sfârșit. Dacă doriți ca pasta să fie și mai iute, puteți îndepărta doar codița și apoi tăiați ardeii în rondele, cu tot cu semințe. Dar atenție, pentru că veți obține o pastă foarte iute de ardei. Eu voi tăia doar câțiva ardei cu tot cu semințe, iar restul sunt curățați de semințe și de nervuri. Voi tăia și ardei capia în lamele și apoi în cubulețe. Peste ardeiul iute voi pune oțetul. Eu am aici oțet de mere, dar puteți folosi orice fel de oțet. Adaug și căței de usturoi, pe care îi puteți adăuga după gust, mai mult sau mai puțin. Și cu ajutorul unui blender vertical voi mărunți foarte bine totul, cât să transform ardeii într-o pastă. Pasta de ardei iute este gata. Cam așa va trebui să arate. Dacă nu aveți un blender vertical, puteți folosi și un robot de bucătărie sau puteți trece totul printr-o mașină de tocat carne. Voi mărunți și ardeiul capia, tot până îl transform într-o pastă. Și este gata și pasta de ardei capia. Într-o cratiță încăpătoare vom pune uleiul de măsline, adăugăm pasta de ardei iute, ardeiul capia, amestecăm, adăugăm și condimentele, adică coriandrul, sare, piper și cuminul sau chimionul. Amestecăm totul foarte bine și vom lăsa pasta să fiarbă până când va scădea considerabil și va fi destul de groasă. Când pasta de ardei s-a îngroșat și arată cam așa, înseamnă că este gata. Aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă, așa că pot opri plita și voi lăsa pasta să se răcească pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, umplem borcanele cu această pastă de ardei. Borcanele sunt sterilizate. După ce am umplut borcanele, voi pune deasupra puțin ulei de măsline, cât să acopăr întreaga suprafață. Punem și capacele. Eu am obținut 4 borcane de 250 de grame. Și harissa sau pasta marocană de ardei este gata. Lăsăm acum borcanele să se răcească complet, apoi le putem depozita în pivniță sau în cămară. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!